Încă de dimineață, în fața instituției, se împărțeau trecătorilor pliante și flyere, ale căror date de recunoaștere erau marți 13 și pisica neagră. Această zi a fost aleasă special pentru deschiderea porților și pentru informarea preventivă a buzoienilor. Astăzi, 13 și marți, ziua informării preventive, sub sloganul Preveniți ghinionul, deoarece, după cum se cunoaște, superstiția a ta zilei de marți, că și a zilei de 13, se spune că aduce ghinion. În această idee și sub acest slogan, din anul 2011, Inspectoratul General a inițiat în fiecare an, într-o zi de marți și să se potrivească și cu data de 13, în luna respectivă, ziua informării preventive. Primul care a pășit pe poarta larg deschisă a fost un admirator fervent al personalului de la pompieri și de la SMURD. Acesta a fost condus la mijloacele din dotarea ISU Buzău, expuse în curtea unității, unde i s-a explicat și cum funcționează acestea. Ce face un paramedic, în primul și în primul rând? Paramedicul, în primul și în primul rând, își asigură pacientul. Da. Cum lucrează pompierii? Ia să vedem cum lucrează pompierii cu astfel de mașină. În primul rând să știi că pompierii pe această mașină au niște clești. Da. Au niște clești foarte puternici. Clești cu care, uite, poate să îndepărteze metalul. Poate că turul expoziției de tehnică de luptă, începând cu pompa manuală până la scara mecanică și mașina de descarcerare, l-a convins pe puști să se facă pompier când va crește. Sau poate că își dorea asta dinainte, datorită convingerilor proprii. Ce vrea să faci ca pompier? Să sting în incendii. Și să salvez oamenii! Atât în Buzău, cât și pe teritoriul județului, personalul de la ISU informează astăzi cetățenii cum să prevină ghinionul și să nu fie nevoie să apeleze la 112. Chiar și în această zi, pompierii de la ISU Buzău și paramedicii de la SMURD sunt pregătiți să intervină în orice clipă pentru a salva vieți sau bunuri ale concetățenilor.